Da, eu am alături de mine pe doamna doctor Dana Bratu, iar astăzi vom afla cum tratăm acneea. Bine ați venit, doamna doctor! Bine, bine te-am regăsit, Lili! Ce subiect interesant! Și așa este. Aș vrea pentru început să lămurim care sunt cauzele. Ce cauzează mai exact acneea? Sunt foarte multe cauze, categoric, și vorbim în special de o afecțiune care se pare că apare mai mult la adolescenți, dar mai nou și la persoanele adulte. La adolescenți avem de-a face cu acest exces de sebum, în special în zona T, da? Da. Zona pomeților și zona frunții, iar acest ulei practic este și proinflamator. În plus, avem și o bacterie la suprafața pielii, se numește Cutibacterium acnes, iar în exces aceasta determină apariția leziunilor inflamatorii, acele papule și pustule, noduli care apar pe sub piele, care sunt dureroși. Și mai avem în plus, se pare, și o hiperproliferare celulară. Asta înseamnă că ni se blochează porii cu celule moarte. De asta în acne avem nevoie de tratamente care să exfolieze pielea. Am înțeles. Ce credeți că îi deranjează cel mai mult pe cei care au acne? Categoric vorbim despre aspectul estetic, pentru că, mai ales pentru bărbați, e greu să acopere cu machiaj leziunile exact. De acnee și toate lucrurile astea duc la o izolare socială, în special în cazul adolescenților care sunt în plină dezvoltare. În plus, leziunile pot să devină chiar dureroase, poate să apară disconfort sau febră și, cum spuneam, în timp este destul de greu să le acoperim, în plus ele pot lăsa semne pe viață și vorbesc despre aceste cicatrici post-acneice care uneori nu se pot trata dacă nu intervenim din timp. Haideți să vorbim puțin și despre soluții. La ce soluții pot apela cei care suferă de acne? Vreau să încurajez pe toată lumea să ducă la dermatolog din stadii incipiente, să nu mai caute soluții acasă sau pe la internet, prima farmacie, la vecin și așa mai departe. Clar, un medic dermatolog trebuie să ofere diagnosticul corect, să spună dacă e acne sau rozacee sau altă afecțiune, în primul rând. Apoi putem să începem tratament, o rutină de îngrijire foarte bună, dar și anumită tehnologie modernă ne poate ajuta. Și dacă vorbesc în mod special de IPL, Selective Wavelength Technology, aceasta va ținti exact roșeața de la nivelul leziunilor inflamatorii. Și astfel nu mai dezvoltăm acei noduli dureroși pe sub piele care trec în săptămâni sau chiar luni. Mai ales dacă avem și obiceiul să mai umblăm pe la leziuni, am văzut că nu mai trec deloc. Deci de asta trebuie să facem tratament țintit, astfel încât leziunile inflamatorii de acne să nu mai evolueze. Este dureroasă această procedură? Pot să spun că produce un mic disconfort, dar avantajul estetic este așa de mare încât toată lumea trece peste această mică ciupitură pe care o simt în timpul tratamentului. Care sunt rezultatele? Rezultatele apar de la prima ședință, da. Și o să vedem că nu mai suntem așa de roșii. O mare problemă a persoanelor care au acne este că nu pot folosi produse antiacneice, pentru că tenul este mereu roșu, este mereu inflamat, le ustură și trebuie să facă pauze foarte mari. În momentul în care avem o tehnologie care calmează inflamația și roșiața, putem și noi să folosim mai bine produse antiacneice acasă. Doamna doctor, există și recomandări post-procedură? Orice tratament care țintește inflamația ar avea câteva precauții de urmat. Mă refer în primul rând că ar trebui să evităm sportul, sauna, solarul și evităm, evident, și expunerea la soare câteva zile după tratament, pentru că nu ne ajută deloc transpirația, iritația la nivelul feței. Și de asemenea încercăm să nu folosim produse de machiaj în primele zile după procedură. Există oare o procedură potrivită și pentru cicatricile post-acneice despre care ați vorbit și dumneavoastră mai devreme? Sigur că da, avem un protocol Light and Bright care, din fericire, ne ajută să tratăm acneea, dar și cicatricile în același timp. Pentru că în anii trecuți noi trebuia să tratăm întâi acnea activă, papule, pustule și așteptam luni sau chiar ani să se vindece până a putea face tratamente pentru semne. Dar noutatea constă că, uite, în zilele noastre putem să le tratăm concomitent și astfel tinerii să nu mai aștepte să sufere, să se izoleze social până pot trata semnele, acele adâncituri, acele gropițe inestetice de la nivelul feței. Am înțeles. Da, e bine că există soluții, pentru că într-adevăr am avut și eu prieteni și știu cât de mult sufereau din această cauză. Și vă mulțumim tare mult, doamna doctor. Cu mare drag. O reală plăcere să stăm de vorbă mereu. Mulțumesc.